De pe culme, ca într-un vârtej, cu o iuțeală uimitoare, urcase până la cea din urmă treptele de care mulți se agață cu jertfe mari, adesea ori cu prețul vieții. I s-a zis odată în școală că e îndemânatic la matematici și el a luat zisa de bună și n-a întârziat să apuce fără șovăire calea ingineriei. Anii au adus izbândă după izbândă, la urmă, când fu trimis inginer într-o provincie, nu putu scăpa din mâna unui bun tată de familie. Provincialul, om bogat, îl prinse numai decât în capcană. Îl încredință fetei lui și aceasta a primit cu bucurie să facă pasul, cu toate că, într-o scrisoare către o prietenă de școală, strecurase o mărturisire. Îl iau pentru că e inginer. Și, ca în povești, cât ai clipit din ochi, bursierul de ieri se văzu așezat într-o casă bună, stăpân pe o avere întreagă, într-o lume pe care o cunoscuse doar din cărți. Amintirea căsuței sărace și a traiului plin de lipsuri ce îndurase era încă proaspătă în mintea lui. Toate îi păreau ciudate, surprinzătoare. Întocmai ca unui copil care întoarce cu nerăbdare foile albumului ca să văză alte cadre. Aștepta ca fiecare zi să-i aducă noi cunoștințe, noi descoperiri. Trebuia să ție casă deschisă, îi se pretinsese. Femeia lui adora petrecerile, teatru, balurile, recepțiile. Dintre toți obișnuiții casei, acela care păru că prinde mai bine intimității, fu generalul, om încă tânăr, bogat, vorbitor, prietenos și flăcău daruri care făceau din el copilul răsfățat al orașului. Tunica înecată în fireturi poleia până și pe cei din jurul lui, încât prietenia generalului era dorită, căutată de toți. Prin întâmplări de multe ori ciudate, inginerul Terian întâlnea pretutindeni pe general în cale. Pe nesimțite, acesta îi deveni prieten, ceea ce pentru inginer însemna o nouă izbândă, un nou mărgăritar la colanul scump ce îi împodobea traiul de la o vreme. Într-o vară întârziase cam mult la câmp cu niște lucrări. Și când veni acasă, primirea i-a făcut mai întâi generalul, care îi deschise ușa. Simți un fior vag de neîncredere, dar crezu că poate și aici se ascunde o noutate plăcută, și, uită, a trebuit ca vreme de un an orașul întreg să vorbească pentru ca să-i poată ajunge și lui la ureche. Cum? Maria mea mă înșală? Generalul mă înșală? Atunci urmări lucrurile de aproape și se încredință. În prima furie luă hotărâri grozave. Am să-i ucit pe amândoi și apoi mă voi omorâ eu însumi. Se închise în odaia de lucru, făcut scrisori, între care și una mamei sale, la care acum se gândea pentru întâia oară. Când sfârșit de scris, căzu obosit pe canapea. Trecutul îi se arăta clar în urmă. De mic îndurase numai neajunsuri, cunoscuse de aproape foamea, frigul și vitrega nepăsarea oamenilor. Se revedea cu ghetele rupte sau chiar sculți, cu hainele sfâșiate, așteptând cu grijă ca mama lui să-i aducă din munca ei codrul de pâine rece cu care să-și potolească foamea. E drept școala de poduri, îi răpise puțin sărăcia, însă atât de puțin. Și acum, pentru întâia oară, făcea cunoștință cu o nemulțumire foarte nouă pentru dânsul. Niște pași prin sală. Desigur, era Maria. Telian se repezi la scrisori și sub îndemnul fricei le aruncă în sobă. O flacără și hotărârea lui zbură pe coș odată cu fumul. Pașii se îndepărtară, dar zgomotul lor reînviase faptele. Maria era frumoasă. În față îi arăta iubire. Numai ei avea să-i datoreze cele din tâi și cele mai drăgălașe clipe de fericire. Apoi generalul, om bun, respectat. Dar fi fost un altul, firește, n-ar mai fi stat nicio clipă la îndoială. Dar generalul? Alții o pățesc cu mai rău și tot se facă nu văd. Adică mă rog, Cine din tot orașul ar fugit de prietenia lui și câți nu mă pizmuiesc astăzi pentru el? Mâine lui, oricine, iar deschide ușile, iar pe mine călăul toți m-ar defăima ca pe un năpăstuit. Sunt sătul de necazuri și amărăciuni. Am judecat în pripă, copilărește. Și, de asta dată, adâncit din nou în gânduri, Telian începe să se întrebe neliniștit cum ar putea face mai bine ca Maria să nu simtă că el știe.